Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un video în care am să vă prezint cea mai mare creație a mea. Mă chinui de luni de zile să tot fac această casă și în sfârșit am reușit să o proiectez. Hai să vedem despre ce este vorba. Bun, deci conceptul acestei case este destul de simplu. În primul rând vom folosi materialele mele preferate și vă întrebați care sunt. Păi este acest purple block care arată perfect ca un stâlp, ce-i drept. Și după punem și în partea cealaltă. După o să folosim gen pereții casei să fie cu diorite, pentru că arată superb și îmi place foarte mult blocul ăsta. Și cred că intrarea casei am să zic să fie pe aici, pentru că arată... Da, e ok intrarea pe aici, ajungem imediat în casă și o să fie bine. Bun. Și acoperișul mă gândesc să-l fac din dirt și... De fapt, cred că mă mai gândesc, dar e o idee destul de bună, dirt-ul. Vă sugerez să vă uitați de multe ori la acest videoclip, pentru că e foarte complicat această casă și o să vă pierdeți în detalii între timp, așa că vă sugerez să, nu știu, să puneți pauză, să tot intrați, să vă uitați când construiți această casă, că este foarte greu de refăcut. Credeți-mă, eu am stat foarte mult timp să mă gândesc cum să fac această casă. Aoleu, și se întunecă și nu-i frumos. Time, set, day, bam. Bun, acum că am adăugat și niște detalii destul de ok, să zicem, punem și un geam, bineînțeles, că trebuie să fie și un geam și băgăm aici și ca să nu ne plouă în casă, punem așa frumos ceva, pac, și erau niște slaburi pe aici, de astea, mamă, fiți atenți ce bine arată chestia asta, deci, prea bine, prea bine. Și trebuie să mă gândesc și la ce geamuri trebuie să pun. Și cam așa este structura, este puțin rotundă casa. Arată bine, credeți-mă. Pe jos vreau să punem acest bloc pentru că, nu știu, mi se pare mult mai ca lumea, are textură faină și gândiți-vă că noaptea clipește așa și luminează în același timp, bineînțeles. Arată super tare blocul ăsta, eu zic că e o combinație destul de bună. Cred că îl mai combinăm cu ceva, dar momentan lăsăm acest bloc, că arată foarte bine. Și cam acesta o să fie podeaua la casa noastră drăguță. Adică chiar o să fie... Asta e excelent, mai ales pe survival, vă recomand să faceți așa ceva. Chiar merită încercat. Știu că este mai greu de luat acest magma bloc, dar nu contează, credeți-mă, merită. Merită efortul. Așa, bun, acum să acoperim puțin pe aici, că n-am fost atent. Așa, și casa este excelentă. No, de fapt, lăsăm astea așa, că arată fain, chiar arată bine așa. Și trebuie să ne mai gândim unde mai băgăm un geam. Mai băgăm un geam așa. Da, ăsta cred că arată super bine. Da, vedem tot în față, este bine. Bun, uite, asta am ratat. Bun, să ne gândim la acoperiș acum, că e important destul de tare acoperișul. Să vedem cu ce îl facem. Păi, acoperișul arată destul de bine, chiar e frumos, dar parcă îi trebuie ceva, adică să fim serioși. Pare cam boring, ar trebui să-i adăugăm ceva. Și mă gândesc acum că, ca să-l vedem și de la distanță, trebuie să avem ceva, o lumină foarte mare, pătrunzătoare, de la distanță să o vedem. Așa că o să punem un beacon, pentru că cine nu are beacon e fraier, nu? Așa că hai să folosim un beacon de ăsta. Așa, funcționează, e bine că funcționează, credeam că trebuie să-l activez. Bun, avem un beacon, vedem de la distanță și ca să se potrivească cu casa, bineînțeles că trebuie să punem cu blocuri de diamond ca să fie contrastul ăla bun și frumos. Și acum, ca să-i adăugăm și culoarea aia să fie mai diferită, unde-i glass-ul, glass-ul? Vreau niște glass, așa, să punem ce culoare, ca să potrivească cu casa, roz sau roșu, vedem acum, imediat, cum ne place. Opa. Da, rozul ăsta arată bine, arată perfect. Roz, mov, mă scuzați. Așa, și așa o să vedem și de la distanță. Este foarte practică casa asta pentru survival, chiar este bună. Vă recomand să o faceți. Cu toate că v-am zis, este foarte greu de făcut așa ceva. Și acum să punem și o ușă, pentru că trebuie să avem și o ușă la casă. Și punem ușă de asta, că arată bine. Chiar se potrivește cu podeaua, chiar arată bine. Și da, trebuie să aveți grijă când ieșiți din casă să nu cădeți pe aici, dar vă zic eu de ce am pus așa, ca să nu credeți că sunt eu fraier sau ceva. Gen, mobii nu prea se spawnează pe aici și eu ies de aici de la colț și pac, le dau, mamă. Deci,
Ideea este că e pus cu cap aici, nu e chiar așa... Adică, vă rog, frumos, totuși. Și hai să mai adăugăm niște detalii, că am uitat să mai adaug detalii de-astea cu... cu polished and the side pe aici. Și, na. Așa. Fac, mamă, mamă, ce bine arată această casă. Bun, și acum hai să mai adăugăm alte chestii, detalii importante. Simt că casa asta are nevoie și de un șemineu în caz de ceva. Și mă gândesc să fac și un șemineu acum. Așa, să-i facem hornul ăla frumos. Pac, pac, pac. Să fie așa cât mai vizibil și cât mai bogat, aș zice. Asta nu e o casă pentru orice sărac. Adică dacă vreți să faceți această casă, trebuie să aveți bani la greu. Adică să fim serioși, bani, materiale. Așa, și acolo o să avem un șemineu. Ia să punem noi... Oh my god, o să arate superb șemineul ăsta. Pac, pac. Și punem acolo o chestie de aia. Netherrack, pac. Și folosim și niște flint and steel. Și aia e. Ușor, făcut easy. Nu știu dacă să fac și interiorul la această casă, pentru că mi-a luat o grămadă să o fac așa. Da, păi să mai fac și interiorul. Oricum, astea sunt niște chestii așa de detaliu mai mult pentru cei care au ochiul fin și văd. Și bineînțeles că mai puteți să luați și niște... cobweb-uri, vă duceți și voi în mină și găsiți niște cobweb imediat, știți? Și imediat puneți de-astea, pa, 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 și să vedeți cum iese fumul din șemineul vostru foarte upgradat și șmecher. Niciodată nu o să arate mai bine de atâta. Bun, acum să vedem, hai să mai băgăm ceva și prinăuntru, că totuși pare prea simplu să ne gândim. Ce am putea noi să băgăm aici? De exemplu, la tavan am putea să adăugăm ceva. Așa, cred că arată mult, mult mai bine așa cu acest detaliu. Zici că suntem în Las Vegas, avem numai sclipici și chestii frumoase, suntem printre staruri. Mă rog. Da, geamul, după cum am zis, tot așa să se potrivească cu casa, cu culoarea casei, cu stâlpii și cu toate alea, arată perfect. Am mai adăugat și câteva chesturi și câteva furnale și... Gata, frate, cam atâta puteți să adăugați și voi acolo niște chestii interesante pentru voi. Dar oricum, casa asta, cea mai specială la ea este exteriorul. Exteriorul este cel mai important, o vedem și de la un kilometru. Deci este extraordinară această casă și de la distanță arată superb. Da, deci vă recomand, oameni buni, să faceți și voi această casă. Că chiar, dacă reușiți, o faceți, că acum e cam greluț de făcut. Dar puteți să încercați, na? Eu vă recomand. Încercați, puneți pauză, faceți toate alea, mă rog. Mulțumesc că m-ați urmărit, oameni buni, sper că v-a plăcut acest video. M-am chinuit foarte mult timp de foarte multe luni și, na, în sfârșit am reușit să fac acest videoclip. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like și dacă n-ați făcut deja, să vă abonați. Și am să mai revin cu case de genul acesta pentru voi dacă vă place. La revedere! Thank you.